departe. Pe planetă acum, vom intra pe planetă, avem câteva lucruri minunate pe planeta Pământ. Unul de pe, am uitat să-i trimit lui Călin un Twitter, un mesaj de pe Twitter. O să-l trimit acum în timp real, dar până atunci avem Guardian, reputatul ziar Guardian ne anunță o veste foarte importantă, istorică, fără doar și poate pentru planetă și cred că chiar ne protiserăm cumva în asta și e bine că s-a întâmplat. Avem că Chile, reputatul Chile, a votat să legalizeze căsătoriile de același sex și este o mare victorie în Chile. Cred că au rezolvat în principiu toate problemele și trebuia să rezolve și căsătoriile, că viața fără căsătorie e pustiu. Știu că mulți confundă iubirea, cum a fost și campania aceea în România, că iubirea nu se votează, aia cu atunci când referendumul pentru familia tradițională, de parcă era vorba de iubire, era vorba de căsătorie. De multe ori, căsătoria chiar nu are nicio legătură cu iubirea, dar în sfârșit revenind. Hai să citim un pic de aici, că e o mare victorie, ne prezintă Guardian și chiar și cei din Chile spun asta, un vot istoric care a garantat drepturi egale. Adică să căsătorească oricine cu oricine, de orice fel, în orice fel de combinație, că e căsătorie în orice fel. Și uite, este o rază de soare, absolut, e o rază de soare. Amuzant este că și-a dat masca sub bărbie, doamna din stânga să se pupe cu doamna din dreapta, și-a dat, adică a purtat masca ce a purtat, după care și-a dat-o sub bărbie ca să se pupe gen pe gură, bun. Și, bun, sunt multe, hai să am dat, uite, bucurie, există... În această, uite, ministrul dezvoltării sociale, sau cum, astăzi este o zi istorică, țara noastră a aprobat căsătorile de același sex, un pas în plus în termen de justiție, în termen de egalitate și recunoașterea faptului că dragostea este dragoste, că până la urmă despre dragoste e vorba aici, nu? Răspuns, nu. Dar e foarte bine, un pas înainte, cu siguranță un moment istoric aici așa. Este un sentiment, ne spune un cetățean sau o cetățeană, sau mă rog, cineva, ne spune cineva interesat de subiect, este un sentiment de pace, de justiție, de dreptate socială, de revanșă socială, dacă vreți. Este mai mult decât de a te putea însura, mărita, este despre a fi egal. Ok. Ei, nu voi comenta. V-am prezentat de pe planetă, edita mai articolul în Guardian și avem, hai să vedem și fotografia în care au și un copil pe care îl aruncă de bucurie, adică îl aruncă, ura, cu aia mică, ura, așa. Părinte 1 și Părinte 2, intrăm din ce în ce mai accelerat în era Părinte 1, Părinte 2, mi se pare absolut, ei, susțin. Trecem mai departe, în superba...